Frații m-au provocat să spun cum a fost născută această cântare. Este una din cele peste 150 cântări, afară de câteva sute de poezii care mi-a dat Domnul și v-a rugat să fie doar a Lui. Eram afara României, lucram și Domnul a cercetat cu această cântare intitulată Paradis, Tărâm Frumos. După ce am scris-o, o cântam bucuros. Și a venit de afară un coleg de muncă musulman, portughez. Și m-a oprit și a spus, ce cânti despre paradis, despre Yeshua? Și am spus, da, despre Iisus, El este Domnul în paradis. A spus că nu se poate. A ieșit afară. După 2-3 minute s-a întors și mi-a spus, mai cântă o dată paradis. Am început din nou să-i cânt și la refren mi-a spus, stop, oprește. Cum Yeshua, El este Domnul în paradis? Nu, da, El este. Mohamed este la Mecca, îngropat. Iisus, mormântul lui este gol. Ne-a înviat. Și a spus, nu se poate. Dacă Yeshua este Domnul în paradis, eu nu trăiește paradisul niciodată, a spus. S-a dus afară, s-a retors din nou înapoi. Mi-a dat seama că are un gol în sufletul lui care nu poate fi umplut decât cu paradis și cu Iisus Hristos. Și pentru a patra oară a plecat și nu s-a mai întors. Nu știu cu ce probleme ai te confrunți cu ce necazuri de biserică, dar aș vrea să nu pleci în seara aceasta fără de Iisus în viața ta. Să ne iei pe ca Domn și Stăpân. Poate ești un tânăr și ai apucat drumul spre Erihon. Aș vrea să te oprești în drumul tău și să te întorci la Dumnezeu. Să pleci în seara aceasta cu sufletul împăcat când te-ai întors la Iisus Hristos. Amin. Sfinții, vor de iodat, toate treaba noapte.